Noua lege a pensiilor aduce schimbări semnificative în privința stagiului de cotizare pentru pensionarii din România, cu impact major, începând din septembrie anul acesta. Potrivit noii legi a pensiilor, există o serie de români care beneficiază de vechime în plus la pensie. Iată cine sunt cei care vor primi ani în plus din septembrie 2024. Românii care vor beneficia de avantajul prevăzut de noua lege a pensiilor sunt cei care au lucrat în condiții deosebite de muncă. Conform legislației din multe țări, inclusiv din România, locurile de muncă în condiții deosebite se referă la acele locuri de muncă unde angajații sunt expuși la factori de risc sau condiții de lucru care depășesc nivelurile obișnuite de dificultate sau pericol în comparație cu locurile de muncă standard. Condițiile deosebite de muncă pot include următoarele: expunere la substanțe periculoase, lucru cu sau în apropierea substanțelor chimice toxice, radioactive sau alte materiale periculoase, condiții fizice extreme, lucrul în condiții de temperaturi extrem de ridicate sau scăzute, presiune ridicată, zgomot intens, vibrații. Totodată este vorba și despre riscul înalt de accidente. Locurile de muncă cu un risc crescut de accidente, cum ar fi lucrul la înălțimi mari, în mine, pe platforme petroliere, în construcții, intră și în programul de lucru neregulat. Programul de lucru cu schimburi care implică lucruri de noapte sau program extins care depășește norma standard de lucru, dar și condițiile psihologice grele. Locuri de muncă care implică un stres psihic ridicat, cum ar fi serviciile de urgență, intervenția în situații de criză, lucrul în domeniul securității. În România, aceste condiții și beneficiile asociate lor sunt reglementate prin legi și norme specifice, care sunt menite să protejeze lucrătorii expuși la riscuri mai mari în activitatea lor profesională. Astfel, unii pensionari vor ajunge mult mai repede la stadiul complet de cotizare și se va ajusta în concordanță și vârsta standard de pensionare, acesta reducându-se. În condițiile ideale, pensionarii pot ajunge la o reducere de 7 ani a vârstei standard de pensionare în urma unui stagiu complet de cotizare de 35 de ani, relatează click.ro.